passion. I see your determination. Hope for a generation. Bring it home now, bring it home. Bun găsit, am mai rămas foarte puțin în acest an și totodată suntem pe ultima sută de metri din primul semestru. Este și motivul pentru care luna aceasta venim cu două și nu trei materiale ca de obicei. Tezele și testele pe care le-am avut de susținut ne-au cam dat bătăi de cap, dar promitem o revanșă luna viitoare. Oricum avem și luna aceasta două întâlniri superbe cu doi tineri al Liceului de Artă Ștefan Lucian, tineri care ne dau speranță că România este pe mâini bune. Începem emisiunea cu ai noștri tineri, unde aflăm că mai sunt tineri care citesc, care se îndrăgostesc de carte. Și urmărim chiar acum pe Teodora, care s-a bucurat de o apariție importantă cu un eseu despre lectură în ziarul Dilema Veche. Suntem aici în biblioteca Liceului de Artă Ștefan Lucian, liceu unde tu ești elevă. Și pentru că ne aflăm printre atât de multe cărți, aș dori să-mi spui cum a început povestea ta cu literatura. Povestea mea cu literatura a început de-abia vara aceasta. Bineînțeles că citeam de mică, dar nu am avut atracție, la fel cum a început să-mi placă din această vară. Desigur că au contribuit multe persoane ca să ajung eu să am această dragoste, dar cert este că e o dragoste care nu cred că se va termina vreodată. Cum mi-am descoperit dragostea pentru literatură? Am fost vara aceasta la incubatorul de lectură, organizat de Ana Maria Sandu și Svetlana Cârstean. Și a fost acolo o energie pozitivă. S-a citit foarte mult și s-a discutat foarte mult pe diverse teme și pe diverse feluri de texte. Și așa am ajuns eu să constat că poate e o dragoste la fel de mare cum o am și pentru muzică. E echivalentul. Ai spus că ai dragoste și pentru muzică, pentru că ești la Liceul de Artă. Cum se leagă cele două, literatura cu muzica? Se leagă foarte bine. Am descoperit că poți înțelege mult mai bine o carte dacă asculți o piesă sugestivă pe fundal și, bineînțeles, dacă ai capacitatea să te concentrezi asupra ceea ce citești. Poeziile foarte bine se înțeleg când asculți când le asculți puse pe o anumită coloană sonoră și eu cred că există o armonie între cele două, pentru că altfel n-ar exista atâtea genuri de muzică. Spuneai că ai început vara trecută să ai o dragoste pentru literatură. Ți-aduce aminte cum a fost prima oară când ai scris ceva? Am tremurat. Țin minte că în noaptea în care am scris prima dată și am scris public, pentru că eu scriam de mai mult timp, țin minte că a fost așa, ca și cum aș fi eliberat de un sentiment pe care l-am acumulat în timp. A fost interesant să-mi împărtășesc ideile cu cei din jur. Și ce ai scris prima oară? Prima dată am scris o poezie, fără rimă. M-am trezit la 4 dimineața, întâmplător, și m-am uitat pe geam, pentru că aveam patul lângă geam, cumva. Și mi-a venit, ia deschide tu telefonul și hai să scriem, că... Și așa a ieșit o poezie care a fost foarte apreciată de cei din jur. De unde te inspiri pentru creațiile tale? De obicei din ce simt. De obicei din ce gândesc, din ce simt și cumva... Nu-mi place să pun acel filtru al cenzurii. Scriu exact ce simt, ce gândesc. Ai avut un îndrumător care să te susțină în literatură? Da, doamna profesoară Cotoi Gianina, care cumva mi-a pus bazele literaturii și m-a încurajat. Am avut o discuție foarte interesantă cu dumnea ei în pauza de la incubator și am spus că poate pe viitor o să învăț și eu să devin mai cenzurată, să nu mai spun chiar tot ce gândesc, pentru că uneori deranjează. Și s-a uitat foarte lung la mine și mi-a spus așa, un cuvânt care o să-mi rămână veșnic întipărit, poate pe viitor o să înveți să nu te mai cenzurezi. Și de atunci am zis că, băi, trebuie să-mi asum. Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de literatură?
Momentul în care am primit propunerea să scriu pentru un ziar, un articol care pe mine personal m-a motivat. A fost așa, lucrurile au venit de la sine și totul a venit cumva legat. Mi-am făcut blogul, după care au apărut oameni care mă rugau să mai scriu. Doamna Ana Maria Sandu, la fel, mi-a spus că hai, că dacă vrei poți să scrii un articol și așa, și totul a venit de la sine. Nu, cred că asta e amintirea mea cea mai frumoasă, că am putut să-mi arăt gândurile față de oameni care au o anumită cultură, au o anumită școală pe literatură și așa mai departe. Ce scriitor te motivează pe tine să scrii? Care crezi că te reprezintă cel mai bine? În general, cei contemporani români. Dar am așa o obsesie pentru Adela Greceanu, pentru poeziile ei. Am descoperit-o și eu de-abia vara aceasta și îmi pare rău. Din câte știu, are un singur volum, dar cred că l-am recitit de peste 3 ori. Și, în general, da, cei contemporani români de la noi, pentru că îmi demonstrează că se poate. Literatura clasică, deocamdată nu m-am atașat de ea. Pot spune sincer că nu m-am atașat, ci probabil pentru că nu am avut eu destul timp să, nu știu, să o pătrund. De obicei, pe cei clasici am citit pentru că așa mi s-a spus la școală și nu din dorință. Dar am un plan ca după ce voi trece de examenul de admitere și așa mai departe, să încep să citesc orice carte îmi pică în mână, adică să mă duc într-o bibliotecă, să-mi aleg o carte, să mă documentez despre scriitor și despre cartea respectivă, pentru că și poveștile au cărți. Nu, și cărțile au povești, asta am vrut să spun. Și, nu știu, să încep să citesc pentru că, într-adevăr, literatura clasică pune o anumită bază. La rubrica Povești de succes vă propun să ne întoarcem puțin în timp, adică la balul bobocilor de la Liceul de Artă Ștefan Lucian. Și asta deoarece acolo am dat peste un tânăr viitor designer și, aș spune eu, chiar cu mare potențial. Recent, la balul bobocilor al Liceului de Artă Ștefan Lucian, ai fost revelația spectacolului, să spunem așa, pentru că ai adus în scenă o prezentare de modă. Cum a venit ideea acestei prezentări? Cum a început povestea? Da, mulțumesc, așa este. Totul a pornit dintr-o dorință și dintr-un proiect, pentru că până la urmă s-a ajuns la un proiect,
pe care am avut de foarte mulți ani, mai exact, din 1-4 mi-am dorit de la o vârstă foarte fragedă să realizez prima mea colecție de haine, să o lansez la banchetul din clasa a patra, însă așa a fost să fie, cam mai târziu acum, când am fost organizator la acest bal, să și lansez colecția având această oportunitate. Cât de greu ți-a fost să lansezi această colecție? A necesitat foarte mult timp, însă am avut sprijinul părinților din toate punctele de vedere, însă a necesitat o mare parte din atât timp cât și efort și fizic. Și ce înseamnă prima ta colecție pe care tocmai ai lansat-o? Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că va rămâne mereu prima mea colecție, urmând ca pe viitor să scot mai multe colecții, însă pentru mine va rămâne mereu acolo ca fiind ceva foarte special și semnificativ. Și în ce constă colecția? Hainele sunt reprezentative pentru ceva anume sau cum le-ai creat? Colecția este o colecție de toamnă bazată pe materiale pline, cu texturi bogate, de tercot, lână și multe alte materiale. Este o colecție elegantă, cu intenții elegante, pentru că ca viitor designer eu vreau să readuc eleganța la modă, pentru că în zilele noastre a fi elegant nu mai este ceva cu care să te mândrești, de fapt, până la urma urmei. Și caroul este elementul recognoscibil pe care m-am bazat, luându-se și din stilul meu propriu. Și de unde te-ai inspirat pentru colecție? Din mai multe modele, am extras câte ceva, ajungând la rezultatul pe care mi l-am propus, dar o inspirație fixă nu am, alegând mai multe. Oarecum putem spune că se îndreaptă spre anii 50, oarecum are mici influențe, însă nu pe exactitate. În ce constă crearea unei colecții de haine? Cum începi și care este finalul? Totul începe cu o schiță pe care o realizez într-un anumit moment când inspirația mă lovește pe mine. Îmi axez pe ceea ce doresc să... De fapt, îmi imaginez înainte cam cum are și produsul. Și îl realizez pe foaie cu modificări de rigoare care urmează să apară mai devreme sau mai târziu. După care schița ajunge în atelierul cu care am colaborat și acolo urmează mici modificări pe care trebuie să le aibă, pentru că nu se îndeplinesc exact cum vreau eu, trebuie mici modificări. După care produsul finit, care iese exact cum, sau cel puțin are detaliile pe care mi le-am dorit de la început. Ce a fost cel mai greu în realizarea colecției? Ce a fost cel mai greu? Au fost destul de multe, pentru că totul a fost timpul a fost limitat și nu m-am așteptat de la atât de multe detalii. Însă, cred că cel mai greu procesul în sine de realizare a hainelor, pentru că nu ținea de mine lucrul acesta și trebuia să aștept și să trag oarecum de persoanele alea ca să iasă în timpul potrivit. Însă am avut o echipă excepțională și a ieșit totul exact cum trebuie. Ai spus despre echipă. Ne poți spune despre cine este vorba? Despre un atelier din Botoșani cu care am colaborat și m-au ajutat să realizez toate acestea, care m-au ajutat cu... au anumite îmbunătățiri dacă au fost cazul. Cine te-a susținut cel mai mult în lansarea acestei colecții? Părinții mei, însă în special mama mea. Ea mereu este un sprijin pentru mine din toate punctele de vedere și m-a ajutat în special la acest proiect. Și cum ai decis că prima ta colecție de haine trebuie să apară pe scena balului bobocilor al liceului în care ești elev? Mereu am fost mândru de liceul la care sunt și am și fost până acum și în 5-8 și am continuat să merg și mai departe. Mă bucur enorm pentru că sunt aici, pentru că este un liceu deosebit și unic în Botoșani. Iar dacă am avut ocazia cu acest bal să-mi expun prima mea colecție, mi-a fost mare drag și așa a pornit și totul, de fapt, că a fost momentul acum să-mi lansez colecția. Tu studiezi de ceva timp aici în cadrul liceului pictura. Crezi că pictura a avut o influență foarte mare în decizia de a scoate această colecție de haine? Din 5-8 studiez pictura, bine, atunci am avut mai multe influențe, însă din clasa 9 studiez pictura de șevalet. Mereu la rădăcine am avut designul vestimentar, însă nu a fost clasa design vestimentar ca să pot să mă acces mai mult pe domeniul acesta.
Însă, oarecum, sigur că m-a ajutat și pictura de șevalet, pentru că pictura în orice domeniu se împrăștie. M-a ajutat la culorile, nu știu, la nuanțe, m-a ajutat, a avut un... Cum vezi tu moda în ziua de astăzi? A evoluat, cum este și firesc de altfel, însă este pe departe de ceea ce urmează ca eu să promovez ca viitor designer. Eu prefer eleganța, iar în zilele de astăzi eleganța, cum spuneam, nu prea mai este un punct foarte pentru o persoană în momentul când se vrea să se pregătească. Adică poți fi elegant și comod, însă depinde totul de tine cum mixezi și... În ochii unui viitor designer, cum spui că îți dorești să fii, cum se vede moda pe care bătoșenenii o adoptă în ziua de astăzi? Cum se îmbracă bătoșenenii? Cred că lejeritate ar fi cuvântul cheie în ceea ce urmează să spun, pentru că toți dacă ai întreba, m-am îmbrăcat așa pentru că mi-este lejer, mă simt bine, mă și caracterizează mai mult sau mai puțin pe unii. Acum, în final, aș vrea să te întreb, cum îți vezi tu viitorul legat de acest drum pe care tocmai ai pornit? Păi, pe viitor, sigur, voi urma o facultate în domeniul acesta. În România, probabil mai mult ca sigur, însă nu m-am hotărât în privința acestui aspect. Cu siguranță, pe mai târziu, am să-mi lăsesc mai multe colecții, acum depinde de lucrurile care intervină între timp și să-mi lansez casa mea de modă, de ce nu? BuzzVIP se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și nu uitați! Rămâneți VIP pentru toți cei dragi din jurul vostru. Ne vedem în decembrie cu noi povești despre oameni frumoși. Toate bune, pe curând! I see your determination, hope for a generation. Bring it on.